O tânără româncă s-a dat bine pe lângă un bătrân din Genova, iar după ce a lăsat-o să intre în casa lui, i-a furat 30.000 de euro. Ieri, carabinierii din Genova, în urma investigațiilor efectuate, au identificat și denunțat o tânără româncă de 20 de ani cu condamnări la poliție pentru furt din apartament. Victima femeii de naționalitate româncă este un bătrân din Genova, Italia. Bărbatul s-ar fi întâlnit cu frumoasa tânără în apropierea locuinței sale și a invitat-o la el acasă, la o cafea. Însă, odată intrată înăuntru, femeia, profitând la un moment dat de distragerea atenției din partea bietului bărbat, a sustras o sumă importantă de bani în valoare de peste 30.000 de euro, aflată într-o comodă, după care a fugit mâncând pământul. În momentul în care bărbatul s-a întors în cameră și a văzut că fata dispăruse cu tot cu bani, acesta a sunat imediat la poliție. În urma plângerii, militarii au identificat persoana responsabilă de furt prin vizionarea imaginilor din sistemul de supraveghere video al orașului și au supus-o unei percheziții domiciliare. Cercetările sunt încă în desfășurare pentru a găsi banii furați din apartamentul bătrânului, conform presei străine, relatează mesajul.ro.